te-ai gândit să vii și pe la noi pe la oră? Tu ai văzut cât este ceasul, domnișoară dragă? Unde ai umblat? Nu m-am putut trezi și am pierdut autobuzul. Altă explicație nu am. Valerica, ce faci? Copiezi? Nu, mă inspir de la colega. Cum adică te inspir, domnișoară dragă? Păi, am uitat să... Te rog frumos, în acest moment nu mai găsești nicio scuză, lași pixul jos și ai nota 1. Nu, las-o mai până ce nu termin testul. Cum adică, domnișoară, îndrăznesc să-mi comentezi? Da. 1, te rog frumos, lasă pixul jos în acest moment. Stai să scrii și 1 pe lucrare. Nu scrii nic. Dar un garaj, nici am scris. Nici nu-mi pasă ce ai scris, domnul. Dar uitați-vă! Ai nota 1 pe ziua de astăzi. Dar uitați-vă! Nu-mi pasă. Doamna profesoară, trebuie să mă voi că trebuie să plec acasă. Păi? Păi, trebuie să mă duc la dentist și după aia trebuie să mă duc la mormântarea lui bunica. Diana, e 8-a oară pe anul ăsta când se moare bunica. Păi am mai multe perechi de bunici. Stai, ce? Domnișoare din față, ce faceți? Bine. Economie. La lumină. Ce-a fost asta? L-a răspuns amândouă. Ionuț! De ce ai aruncat foaia pe jos? N-am, profesoară, am aruncat-o pe sus. Dar a tras-o gravitate. Cea mai frumoasă explicație pe ziua de azi. Mulțumesc. Ai un 2. Domnișoara, dragă, de ce tu te întorci? Nu mă întorc. Doar am vrea să ce corpul, că am amorțit. Sigur. La loc. Te rog frumos. Draga mea, Daria, ți-ai făcut tema pe astăzi? Acum. Știți, doamna, tema a fost cam mâncată de cățelul vecinei, mătușii mele, care e cam moartă în momentul ăsta. Foarte amuzant, domnișoară, dragă. Ai un 1 pe ziua de astăzi. Nici măcar 2. Nici măcar 2. Vreau să văd. Nu las foaia până ce nu termin pic. Până ce nu termin.